Steaua! Bă! N-avem podea! M-am trezit cu foamea. E foarte greu. Și nu mă așteptam să fie atât de greu. Totul e diferit. A plouat azi foarte mult. Când cineva nu-ți dă de mâncare, nu te speri, nu-ți faci tot ambieturile tale. Adică trăiesc experiența asta până la limita fiecăruia. Nu e vorba să fii puternic aici. E vorba mea că de m-am mușcat și mi s-a umplă de aici până jos. Dacă eu pățin ceva, mă doare m-a pe voi. E greu. Pentru mine una e greu. Părine, acum vin tati, ce ai pățit? Mi-am dat pantalonii jos, că nu știam ce e, frate. Mi-am dat pantalonii. Da, frate, că am sărit, nu știam ce e, mi-am dat pantalonii jos. Aici? Deo! Și o să merg o fi singură. Deo! Deo! Hai, Ana! Bravo, Ana! Hai, Ana! Este din ce în ce mai greu și o mai spun încă o dată și încă o dată că este greu la strădare. Simțim deja că amețim, nu avem vlagă noi. Ce urât e! Mamă, dar eu nu că urât, e trist, e tragedie, te apucă toate cele. E greu la Survivor!